Salutare, dragi prieteni, și bun găsit într-o nouă ediție aici la Frumusețe în Detalii, un proiect marca Unicamed în parteneriat cu Farmacia Familiei. Pe această cale îi salutăm și pe partenerii noștri și le mulțumim pentru susținere, ca de fiecare dată. V-am pregătit un subiect curios, un subiect la care așteptăm multe întrebări de la cei care ne urmăresc, pentru că astăzi doamna Victoria Grumeza, medic-oftalmolog, este alături de noi și ne va răspunde la tot ce ne interesează, evident legat despre o vedere sănătoasă, o pereche de ochelari potriviți în funcție de problema pe care o avem și mai ales că subiectul nostru se numește Primul pas către o vedere perfectă. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Și eu vă mulțumesc foarte mult, am o plăcere deosebită și vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara! Da, doamna Grumeza, când spunem o vedere perfect sănătoasă, ce ar însemna asta? Probabil că se are în vedere testarea la timp a vederii și în cazul identificării a unei probleme, a unei vicii de refracție, a unei probleme de vedere sau a problemei de sănătate ochiului, identificarea problemei și respectiv tratamentul necesar sau alegerea ochelarilor corect. Deci astăzi vom discuta mai mult despre ceea ce se efectuează în cadrul opticii familiei din Farmacia Familiei. Deci, în cadrul optica familiei, confecționarea ochelarilor are loc în 4 etape. Mm-hmm. Pentru început, pacientul se adresează la consultația medicului oftalmolog. În cadrul consultației se testează vederea, se efectuează refractometria, se efectuează biomicroscopia, oftalmoscopia și în cazul identificării a unui viciu de refracție, se prescrie rețeta. Următoarea etapă este selecția ramei. Deci cu această rețetă, clientul își alege rama potrivită. Consultanții din optica familiei, după ce clientul își alege rama, efectuează măsurători de precizie înaltă cu ajutorul unei aplicații sau unui sistem de măsurători de o precizie foarte înaltă, așa numitul vizureal. Vizureal este un sistem de măsurători, este o aplicație oferită de către Hoya, care ne ajută și ne efectuează această precizie care ne oferă o siguranță maximă. Mm-hmm. Până la urmă, este importantă și rama, dar și da, oglinzile ochelarilor. Da, deci asta este următoarea, a treia etapă. Mm-hmm. După ce s-a selectat rama, s-a făcut măsurătorile cu ajutorul acestei aplicații, mm-hmm, vizureal. Deci vreau să menționez că aici se alege foarte precis distanța interpupilară la fiecare ochi în parte, se alege înălțimea de montaj, se alege cât de bine s-a aranjat rama pe față, cât care este distanța între ochișori, care este distanța dintre ramă și față. Asta este un proces foarte important pentru client, pentru că se alege individualizat și personalizat absolut toți acești parametri. Este un beneficiu pentru pacient și client. Următoarea etapă este alegerea lentilelor. Deci, alegerea lentilelor se efectuează cu ajutorul unei aplicații, ea se numește HVC Viewer, adică iarăși este o aplicație a Hoya, care ne oferă posibilitatea să demonstrăm tipurile de lentile care ar putea să aleagă clientul, care și le-ar dori acest client, dar el le vizualizează în special pe această aplicație. Spre exemplu, aș putea să vorbesc despre lentile personalizate progresive. Deci, în principiu, sunt foarte multe persoane care au o problemă de vedere, nu numai la o zonă în apropiere, spre exemplu, sau intermediar sau la distanță. Deci, persoana dată, dacă are această problemă, ea este nevoită să folosească trei perechi de ochelari.
O pereche pentru distanță, altă pereche pentru calculator și altă pereche pentru aproape. În cazul dat, există lentile progresive care include, îmbină în sine toate aceste trei zone. Ele arată în felul următor. Estetic, această lentilă nu se evidențiază cu nimic, deci nu este lentila bifocală care are o anumită zonă de delimitare, dar tehnologic, această lentilă include în sine toate aceste trei zone, zona de distanță, zona intermediară și zona de aproape, respectiv pacientul dat poate folosi această, o singură pereche de ochelari, o singură lentilă, îmbinând toate aceste trei zone, zona de distanță, zona de intermediar și zona de aproape. Totodată, în dependență de designul și categoria produsului, iarăși el poate să vizualizeze această lentilă, iarăși prin această aplicație, HVC Viewer, dacă este un design mai econom, mai standard sau gama premium. Deci cu cât e mai înaltă categorie aceste lentile, cu atât designul lentilei este mai performant, este mai confortabil și este mai larg. Hai să vorbim un pic la capitolul de lentile. Câte tipuri de lentile avem? Și spuneați anterior că lentilele se personalizează în funcție de necesitățile care are nevoie vederea noastră. Da. Deci, în dependență de necesitățile clientului, în dependență de activitatea clientului, se identifică exact lentile potrivite și în dependență de dioptrie pe care dumnealui o are, mărimea ochelarului, puterea ochelarului. Da? Deci, în ziua de astăzi, este foarte multă lume care folosesc ochelarii la birou. Le folosesc pentru necesitate sau pentru a fi mai stilați? Există și persoane care folosesc și pentru a fi stilați, dar în cazul când se face o consultație și se identifică anumite acuze din partea pacientului, spre exemplu, poate foarte multă lume să se plângă de dureri de ochi, corp străin, oboseală, dureri de cap, nu numai de la șef. Dar dureri de cap poate fi iarăși o anomalie mică de refracție care se poate identifica în timpul consultației. În cazul dat, se recomandă niște lentile, poate fi digitalizate, care se folosesc în special pentru distanța de 20-30 cm, unde se folosește foarte mult timp telefonul, smartphone-ul, planșeta. Aici voiam să ajungem. Suntem cumva în era tehnologiilor informaționale și sunt tare curioasă atunci când vă calcă pragul un pacient. Avem pacienți cu vedere 100% sănătoasă? Pentru că mi se pare că... avem pacienți cu 100% de vedere sănătoasă, dar să știți că persoanele... Deci ochiul nostru are o structură și are o anumită funcție. Deci el este făcut mai mult pentru distanță, să spunem așa. Pentru zona de distanță, ochișorul se relaxează. În zona de aproape, ochișorul se încordează. Deci asta este funcția, asta este structura lui, deci are mușchii intraoculari care se încordează în special în zona de aproape. Care este cea mai mare, eu n-aș spune că problema, asta este realitatea, era digitală, cum ați spus dumneavoastră. Deci foarte multă lume folosește dispozitive digitale, dar telefonul și planșeta îl folosesc la distanța mai mică decât ar fi trebuit să folosească. Deci e distanța de 20-30 cm. Respectiv, în cazul dat, există și lentile digitale care au un anumit suport, un mic ajutor, pentru persoanele care folosesc mai mult de 2 ore pe zi. Eu nu cred că nu există în ziua de astăzi persoane care nu folosesc mai mult de 2 ore pe zi telefonul sau absolut, alte sub dispozitive nicio formă. Digitale. Da. Și în cazul dat, deci aceste lentile au un suport care ajută foarte bine pentru relaxarea ochișorului în zona de telefon, în zona de aproape. Dacă nu ne adresăm la timp, la o consultație oftalmologică, ar putea vederea noastră Să se agraveze? Da, sau putem trata problema care o avem inițial dacă ne adresăm la timp? Tratamentul este recomandarea corectă, precizie, cu precizie a lentilelor și agravarea ar putea fi în cazul când foarte mult timp nu se folosește lentila potrivită, poate să se mărească acest viciu de refracție, poate dăuna și poate afecta nu numai vederea, dar poate afecta și mai multe funcții, să spunem chiar, și în momentul când folosim dispozitive digitale și nu au o protecție pentru calculator, pentru lumina albastră nocivă,
atunci ea blochează eliminarea melatoninii. Mm-hmm. Știți de asta, da? Da, 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 știam. În cazul dat, nu mai vine somnul, nu mai vine moșienii pe la tine și putem stăm toată noaptea în dispozitive digitale, dar nu avem protecția necesară, nici în telefon, nici cu ochelarul potrivit, nici cu lentila potrivit. Când ne adresăm la un medic? Când simțim că ochii noștri au nevoie de un specialist? Foarte trebuie mulți să adresează că anume obosesc ochii. Au oboseală, au dureri retrobulbare, au dureri de cap, poate dimineața să meargă la serviciu, ok. Pe parcursul zilei ei încep a avea încețoșare, apar durerile acestea, disconfortul, apar senzații de corp străin, înrășirea ochișorului. Da, și respectiv ei se adresează la medic. Adică ar fi corect să se adreseze, dar nu se aștepte ca să agraveze și pe urmă să mărească acest viciu de refracție. Adică este binevenit. Când alegem o pereche de ochelari, este important să ne adresăm unui medic specialist ca oamenii să înțeleagă că nu mai cumpărăm ochelari de vedere de unde nimerim și fără lentila potrivită, conform problemei pe care o avem, pentru că putem agrava. Este binevenit să facă o testare la medic oftalmolog, în baza căruia o să obțină o recomandare sau o adiție, un suport, o rețetă. Și după care se adresează la consultanții, în special, de exemplu, exclusiv la noi, Optica Familiei, care lucrează în special cu aceste aplicații Hoya Viewer, Hoya HVC Identifier. Hai să vorbim chiar un pic despre această testare. Cum are loc? Ce trebuie pacientul să facă? Vine cumva pregătit, că nu e vorba de o analiză. Vine, se așează și probabil deja dumneavoastră faceți toată treaba mai departe. În primul rând, când vine pacientul, primul lucru pe care îl face un medic este anamnesticul. Cât timp stă la dispozitive digitale? În ce constă activitatea dumnealui? Ce anume îl deranjează? Din ce motiv s-a adresat la medic? Ce fel de lentile folosește? Eu foarte des le rog pacienții mei să vină cu ochelarii personal, da, și am un aparat special care testează aceste lentile și în dependență dacă este corectă rețeta. Odată la 2 ani, următorul, este binevenit să fac testarea. Fiindcă dacă cândva, odată la 5 ani, era schimbări de refracție, astăzi de acum este imprevizibil, de acum nu mai este realitatea ce e odată la 5 ani și se schimbă ochelari, fiindcă noi avem foarte mult digitalizare, noi avem foarte mult lucru în apropiere și respectiv în cazul dat avem nevoie obligatoriu de careva lentile în dependență de activitatea și necesitatea personalizată. Deci asta și ne oferă aceste aplicații unde se demonstrează prin aplicația dată, se demonstrează sau este o lentilă progresivă, sau este lentilă progresivă de interior, deci o folosește doar în birou, sau este o lentilă care o folosește permanent pentru dispozitivele digitale. El poate fi și în exterior, și în interior, și la domiciliu, adică indiferent unde el folosește aceste lentile. Și ulterior, avantajul este că următoarea etapă, a patra etapă, selecția, alegerea lentilor și a patra etapă este comanda acestor lentile individuale, uh-huh, direct de la optică la fabrică. Deci se comandă aceste lentile exact online. Pentru ochii. Aha. Da, da, da. Aceste măsurători se efectuează în această aplicație. Măsurătorile se transmit la fabrică și respectiv exact după aceste măsurători se confecționează lentilele individuale pentru persoana ta. Deci, dragii noștri, e foarte simplu. Știți ce trebuie să faceți. Mergeți la Optica Familiei, vă testați ochișorii și vedeți care vă este problema, iar dacă aveți nevoie de lentile, această aplicație vă face toată treaba. Aș vrea să vorbim un pic și despre ochelarii de vedere vs. lentilele de contact. Sunt bune și una și alta? E ok să utilizăm mai des ochelarii de vedere și nu lentilele de contact? Pentru că aici părerile pe online sunt tare împărțite. Ochelarii de vedere oferă o claritate, o vedere clară, o vedere confortabilă,
dar în dependență de viciul de refracție pe care are pe pacientul și în dependență de mărimea ochelarului, poate fi un disconfort din punct de vedere că, de exemplu, miopii. Cât e mai mare miopia, cu atât câmpul de vedere și imaginea este mai îngustă. În momentul când se folosește lentila de contact, lentila de contact se aplică direct pe cornee. Deci, noi câștigăm această distanță dintre ochelar și cornee și obținem o imagine mult mai mare. Eu am foarte mulți pacienți care, purtând lentila de contact, ei spun, wow, ce mare este mâna mea, wow, ce mare este persoana dată. Ei văd imaginea în realitate. Da. Hipermetropie exact așa, dar sunt avantaje și dezavantaje. Un ochelar, dacă îl folosești corect, poți să-l folosești mai mult timp. Lentila de contact, cel mai bine, sunt diferite tipuri de lentile, care se folosesc 30 de zile, care se folosesc 3 luni, care se folosesc 1 an de zile. Cele mai recomandabile sunt lentile de contact de uz zilnic, fiindcă totul depinde de igiena personală și de utilizarea. Totuși, cu lentilele de contact, cumva ar trebui să fim și mai atenți, pentru da, că... Da, cu siguranță, da. Merge, este importantă igiena zilnică, fiindcă ea necesită o igienă aparte, da? Fiindcă trebuie să folosiți lentila de contact dimineața, folosind soluția de păstrare, dezinfectantul, aplicați nemachiată, apoi scoateți seara. Iar așa, că sunt anumite restricții, dar asta nu e o problemă pentru persoana care își dorește și vede, are o claritate mult mai bună. Important este să nu fie careva pătrunderea infecției, că în momentul când apar diferite infecții conjunctivite, keratite, trebuie să adresezi obligatoriu la medic oftalmolog, să facă tratament pe parcursul ăsta și lentile de contact. Dar putem combina un fel de purtare a ochelarilor și când avem place, nevoie, cred purtăm... Cred că asta e și o tactică din experiența mea și care am auzit-o mai anterior. Din 7 zile, 5 zile folosim lentile de contact, sâmbătă, duminică facem o pauză și folosim doar ochelarul, adică ușor să-i odihnesc. Totuși, oftalmologul te necătând la faptul că sunt lentile de contact care se folosesc zi noapte, indiferent, chiar dacă au oxigenare foarte bună a lentilor de contact, care sunt din cel mai scusit și cel mai performant material, oricum pe noapte recomandă să fie spasă, fiindcă cornea trebuie să se oxigeneze, să se odihnească. Vă spun eu personal, eu sunt și eu purtătoare și de ochelari și de lentile. Pentru mine lentilele de contact sunt foarte incomode, nu știu, am încercat de la mai mulți producători, mie îmi plac foarte mult ochelarii că sunt comozi, au și protecție pentru calculator, au și apropo tot de la voi i-am luat, dar lentilele de contact... Le simți ca corp străin? Le simt ca corp străin, este unul, doi la mână, eu le port doar pentru prompter și când avem ceva de citit atunci e cumva mai estetic. Dar eu nu știu dacă, adică pentru mine ele sunt o bătaie de cap foarte mare. Trebuie să ajungi acasă, să te speli foarte bine pe mâini, da. Să le scoți, să le speli. Și într-una dintre zile m-am demachiat, am uitat de ele, m-am culcat și m-am trezit dimineața cu ochii roșii, puroiați, adică gen parcă eram după o răceală foarte gravă. Asta și am zis că, Doamne, nu mai vreau, le port doar atunci când este strict necesar. Mă rog, am pacienți care folosesc lentilele de contact ocazional, când au un eveniment, când sunt miresi, când nu vreau să folosească ochelarii, dar depinde foarte mult de sensibilitatea corneei. Dacă cornea este foarte sensibilă, e mai dificil să vă acomodați. Fiecare își alege individual produsul dat, adică dacă se simte bine cu ochelari, a încercat lentila de contact, nu i-a convenit. Atunci sunt o mulțime de lentile, o mulțime de tipuri de lentile, o mulțime de tipuri de ochelari. În ziua de astăzi aveți un asortiment. Doamne, și în trend, și frumoase, ca pantofi, da. Le asortăm după pantofi, după mașini, după... După doresc, tot ce dumneavoastră astăzi ați asortat după costum și ați făcut-o foarte bine. Nu știu așa, dacă e o coincidență așa sau nu, dar... Așa am văzut în și am observat. Hai să vedem ce întreabă urmăritorii noștri, cât durează un consult oftalmologic. Depinde de complicitate. Dacă... În mediu 30-40 de minute. Poate să fie și 20 de minute, în dependență de cât e de complicat problema. Cum se efectuează la optica familiei? Ne programăm sau ne apropiem? Este de dorit să faceți o programare, fiindcă uneori se întâmplă careva suprapuneri și, mă rog, în ziua de astăzi, cum toți suntem pe fugă și
Online sau sunăm la telefon și consultantul ne ajută? Avem posibilitate să facem și online pe pagina Farmacia Familie Optica Familie. Uh-huh. Este un program unde aveți posibilitate să vă faceți programarea online sau telefonați în dependență de, în funcție de unde locuiți și unde, care filială vă este mai aproape. Cea mai aproape filială pentru noi este Bulevardul Ștefan cel Mare 148. Acolo vă găsim în fiecare zi. În fiecare zi, da, și sâmbătă inclusiv. Și sâmbătă. Duminică să nu venim. Da. Doar să cumpărăm, Duminică muncim, doar eu nu sunt. Așa, am înțeles. Ne întreabă cineva care sunt avantajele unei lentile Hoya produse în Japonia. Deci despre Hoya cred că aș putea să vorbesc la nesfârșit. Foarte bine, noi suntem durmici să ascultăm. Este o companie care oferă foarte mult suport și foarte multe informații ce ține de produsele pe care le produc. Avantajele, deci în dependență de necesități, absolut pentru toate activitățile, pentru toate persoanele, este lentila potrivită pentru necesitatea, pentru activitatea și pentru este o lentilă individualizată. În cazul când persoana dată folosește, iarăși, haideți să ne oprim la dispozitive digitale, deci tratamentele antireflexe oferite de către Hoya sunt, cred că, unicele care oferă garanție 3 ani de zile, de la un an până la 3 ani de zile, la aceste tratamente. Tratamentul are vedere suprafețele, este de protecție, adică de durificare, antireflex, hidrofob, oleofob, adică nu se aburește și dezaburește foarte ușor, nu se murdărește așa ca alte lentile, adică are iarăși tratamentul acesta special. Deci Hoya este o companie care permanent au inovații, deci tot timpul au careva produse și tehnologii noi care ne susțin toți pacienții, toți clienții în dependență de necesitățile lor. Deci, în concluzie, suntem siguri că la Farmacia Familiei, Optica Familiei, sunt cele mai bune tehnologii și pentru vederea noastră, mai ales că Hoya respectă toate standardele. Da, este un producător de peste 100 și ceva de ani. Sunt produse lentile Japonia și respectiv vine cu un suport și tot timpul oferă o garanție și o siguranță. Suntem siguri de asta. Nu știu, la final am vrea să ne spuneți 3 sfaturi cum ar trebui să îngrijim corect de ochii noștri, când ar trebui să ne adresăm la un medic specialist și dacă totuși ochii noștri obosesc constant, înseamnă că trebuie să acționăm cumva. Dacă aveți, deci copiii până la 17 ani, e de dorit să testeze o dată în an. De la 18 ani până la 60 de ani, e de dorit să facă testarea la 2 ani. În cazul când simțiți, dar știți, ochii noștri asimilează 80% din mediul exterior de informație. Respectiv, vă asigur că foarte multă lume care are o problemă vizuală, el bate alarma și vine la medicul oftalmolog. Și asta este foarte binevenit. Indiferent unde, la care medic, trebuie să vă adresați obligatoriu, nu lăsați. Obligatoriu vă adresați în cazul când aveți un disconfort, o scădere a vederii, o durere oculară sau trebuie să faceți o schimbare ochelarului. Nu vă încordați, nu lăsați pe mai târziu. Deci faceți tot la timp. Eu știu, cam asta. Doamna Grumeza, eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mai așteptăm aici cu alte informații. De eu ce vă nu? Mulțumesc. Și vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi în această seară. Atât a fost acest episod de Frumusețe în Detalii, un proiect marca Unica MD în parteneriat cu Farmacia Familiei. Vă spunem la revedere, o seară frumoasă și aveți grijă de sănătatea voastră. La revedere!